Salut, abonații mei, și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube, în care o să vorbim de data asta despre un lider important al României în timpul celui de-al doilea război mondial, care a fost viceprim-ministru și mai multe ministere. Și cred că v-ați dat seama de cine vom vorbi despre Mihai Antonescu. Și înainte de să vorbim despre el, dați un mare buton de like să facem peste 3 like-uri sau peste 2 like-uri, dar facem peste 3 sau 2 like-uri, să vorbim de mai multe personaje eminente istorice și mă motivați pe mine să mai postez pe platforma asta. Deci, dându like-uri, multe comentarii și un share, mă motivați să continui. Și dacă sunt de multe like-uri, o să vorbesc de mai multe și despre mai mulți evenimente și poate o să mai facem și alte tipuri de videoclipuri. Bun, și cu toate astea, acum, hai să începem! Mihai Antonescu s-a născut în data de 18 noiembrie 1904 în comuna Nucet, județul Dâmbovița, regatul României, și a murit în data de 1 iunie 1946 la Zilava, județul Dâmbovița, tot regatul României. A fost un avocat și un polițian român care ocupa funcția de viceprim-ministru și ministru de externe în data de 1941 și 1944 și alte funcții importante, însă acum a fi ministrul propagandei și ministrul justiției, în guvernul condus de Ion Antonescu. A fost arestat în august 1944, după finele celui de-al doilea război mondial, a fost judecat și găsit vinovat pentru crime de război. A fost condamnat la moarte și executat. Și dacă tot am vorbit, hai să vorbim și despre biografia lui, să vorbim cine a fost Mihai Antonescu. După primii ani de școală în comuna natală, Mihai Antonescu a continuat la Pitești și apoi la Colegiul Sfânta Ana din București. Între 1922 și 1926 a urmat cursurile Facultății de Drept din București, unde și-a obținut titulatura de doctor, adică doctoratul, începând din data de 1929, a fost asistent de drept internațional la Academia de Studii Comerciale și Industriale din București și în același timp a profesat ca avocat. În anii 30 a fost membru al Partidului Național Liberal Brătianu, iar în data de 1938 l-a cunoscut pe generalul Ion Antonescu, pe care l-a reprezentat într-un proces de biganie, apoi a devenit prieten și colaborator principal. A participat la guvernul lui Antonescu în calitate de ministru al justiției, în data de 14 septembrie 1940 și în iunie 1941, vicepreședinte al Consiliului de Ministri din data de 22-27 iunie 1941 și data de 23 iunie 1941 și a 23 august 1944. A fost ministru secretar de stat din data de 27 ianuarie-21 iunie 1941, președintele ad interim al Consiliului de Stat din 23 iunie 1941, din data de 31 ianuarie 1942, ministru ad interim al propagandei naționale 27 mai 1941, din decembrie 1941, ministru al propagandei naționale din decembrie 1941 și până în august 1942, ministru al afacerilor străine din data de 29 iunie 1941 până în data de 23 august 1944. În anii 1920-1930 a avut sentimente francofile. Din toamna anului 1940 și odată cu 1941 este tot mai convins că Germania va câștiga războiul. După înfrângerea trupelor germane, române și ale aliaților germanii naziste la Stalingrad, față de catastrofa militară evidentă, cei doi Antonescu au fost luat în considerare posibilitatea ca România să părăsească axa, totodată cu un acord de amnistiu separat, dar tratative cu Statele Unite și Uniunea Sovietică și cu Anglia au rămas sterile. Mihai Antonescu a fost arestat la data de 23 august 1944 și a fost predat spre anchetarea Uniunii Sovietice. Autorul Vladimir Solonari, doctor în istoria Universității de Stat de la Moscova, afirmă că dintre toți cei mai înalți demnitari ai guvernului României din data de 1940-1944, Mihai Antonescu ar fi fost persoana cea mai abominabilă. După perioada de detenție în URSS, din septembrie 1944, aprilie 1946, Mihai Antonescu a fost readus în România, judecat la Tribunalul Poporului în București, condamnat
la moarte pentru crime de război și executată la 1 iunie 1946 la închisoarea Jilava, împreună cu Ion Antonescu, Constantin Zi Vasiliu și Gheorghe Alexeanu. Vorbim despre colaborarea cu Ion Antonescu. În ședința de 8 iulie 1941, cabinetul Antonescu, ca viceprim-ministru și ministru de externe Mihai Antonescu, s-a fi adresat ministrilor așa. Ce și citez? Așa că vă rog să fiți impecabili, oameni șiropoase, vaporoase, filozofică, nu are ce căuta aici, cu riscul de a fi înțeles de unii tradiționaliști ca cea mai poți printre dumneavoastră, ca cea mai mare parte dintre dumneavoastră, pentru migrarea forțată a întregului element evreu din Basarabia și Bucovina, care trebuie zvâlite peste graniță. Veți fi fără milă cu ei, nu știu care dintre veacuri neamul românesc se va întâlni cu libertatea de acțiune totală, cu posibilitatea de purificare etnică și revizuită națională. Dacă este nevoie să trageți cu mitraliera, nu este indiferent. Dacă istoria vom rămâne ca barbari, îmi iau răspunderea în mod formal și spun că nu există lege, deci fără formă de libertate complexă. Cam așa a fost discursul lui Mihai Antonescu, exact cum citez. Și la sfârșitul lui octombrie 1941, articole redacționale din presa românească, care exprimau linia oficială, au anunțat că românilor că problema evrească a intrat faza soluției finale și niciun om din lume, nici o minune nu poate împiedica, vorbim și despre târziu în război și execuția sa la final. Pe măsură ce anul 1942 se încheia, Ion Antonescu s-a alarmat de detenționarea efortului de război ale Axei și început să caute modalități de retragere României din război. El a încercat să-l convingă pe Hitler să facă pace cu aliații occidentali, să concentreze întreaga putere a forțelor Axei asupra Uniunii Sovietice. Când sovietici au câștigat bătălia de la Stalingrad, de 2 februarie 1943, Antonescu a ajuns la concluzia că războiul a fost pierdut pentru Axe. Procedând la distrugerea dosarelor și documentelor care dezvăluia persecuția activă asupra evreilor din România, corpobarul Ion Antonescu, el și-a văzut susțină retragerea în conflict tuturor aliaților minori ai naziștilor, România, Ungaria, Italia și Finlanda. Dacă vă întrebați, asta a fost special pentru aliații care au luptat împotriva Uniunii Sovietice. Antonescu credea că Benito Mussolini era eficient de puternic pentru a rezista lui Hitler și că Italia ar putea negocia cu succes un armistițiu cu aliații occidentali. Conform planului Antonescu, că cele 4 state și alte națiuni europene s-au întors împotriva lui Hitler și s-au alăturat aliaților împotriva Germaniei. În calitatea sa de ministru de externe, Antonescu a înstărit legăturile României cu Italia și a făcut o vizită lui Mussolini în iunie 1946, momentul care a descoperit că Mussolini a fost de acord cu anumite aspecte ale planului său, dar nu au prea entuziasmat în ceea ce privește implementarea efectivă a acestuia Antonescu și-a sporit ulterior efortul de îmbunătățire a relației României cu Statele Unite și Marea Britanie. Ca atare, a oprit deportările evreilor din România, a permis emigrarea evreilor de către națiunile non-axei și a repatriat pe cei supraviețuiți din Transnistria. La data de 23 august 1944, pe măsură ce forțele sovietice s-au apropiat de România din ce în ce mai mult, regele Mihai a demis guvernul Ion Antonescu, a declarat capitularea națiunii și a arestat pe Mihai Antonescu. Ulterior a fost predat noilor autorități și judecat de un tribunal popular București, influențat de Partidul Comunist, și a găsit vinovați de crime de război. A fost executat pe un pluton de execuție împreună cu Ion Antonescu. Bunații mei, ăsta a fost sfârșitul episodului. Ați văzut ce a fost Mihai Antonescu, un avocat bun, un politician desăvârșit, dar până la urmă a avut un sfârșit tragic. Și cu toate acestea, eu am fost Valahu, să facem peste 302 like-uri sau peste chiar 5 like-uri și voi mai contează să postez. Un like, un comentariu și un share mă ajută pe mine să continui. Și cu toate astea, eu am fost Valahul și vă las pe data viitoare cu un nou videoclip. Cât de repede! Pa, pa! Yeah.